foarte în seara asta e Silviu Andrei. Al nostru grăsuț, DJ Silviu Andrei, dragul nostru Silescu și banda. DJ Grey, ca să le spunem așa. Da. Și Adriano, e, cred că îl știi, domnul Piticu, cu care am vorbit. Piticu, Adriano, da, e aici și el, unul, cred că cel mai bătrân DJ dintre toți DJ-ii care funcționează și există la ora asta în România. Da, revenind la ce am vrut să zic despre toți care m-au ajutat să fac această locație. Eu, atât de bine. Eu am încercat să-mi adun toți prietenii și să construim. Toți prietenii sunt lângă mine. Am mai multe locații. Asta vreau să spun, că o să vedeți imagini nu doar din Teatris, mai există o locație pe care o să o vedem, Blue Aqua. Blue Aqua, de altfel un alt restaurant extrem de cunoscut, de celebru, care și-a deschis porțile în această vară și în Mamaia, dar voi o să vedeți imagini cu Blue Aqua de aici, din Galați, de unde de fapt el a plecat. Iată că aveți... Și în Iași. Blue Aqua și în Iași. Dar când îi trimiți la Iași să filmăm Blue Aqua? Când îi trimiți în frumosul tâlgar Ieșilor? Mergem cu Silviu Andrei. Când mai? Când doriți. Păi nu știu, când zici. Când vreți. Hai după Crăciun, pe 26, ce se întâmplă la Blue Aqua? Știi cum stabilim noi filmări în timpul filmării. Știu că cei din Iași preferă să stea cu familiile lor și cred că va fi închis, că ei sunt mai pătimași cu credința față de noi și partea cu București. Acolo se cam închid în zile de sărbători. În drumul. Mergem când după sărbători sau... Mergem oricând. Nouă ne place. Dar o să vedeți, vă repet, imagini și de aici din Galați, cu Blue Aqua din Galați. Fratele mai mare, nu, al locației astea, ia Blue Aqua existând de cât timp? De 8 ani. Bucătăria, pe ce linie merge? Cu ce îi bucurați pe cei care vin către voi să mănânce? Prima dată am început pe un specific italian care nu a prins cum ne-am așteptat, după care am schimbat puțin, am făcut o internațională, am adăugat și produse românești. Avem un bucătar chef foarte priceput. Pe numele lui? George Marin, cu care am plecat cu locația asta, a crescut împreună cu noi. Acum avem foarte multă încredere în el. Da, nu e ușor să... De exemplu, când avem spectacole, toată lumea vine cam la aceeași oră, știi? La muc pe bucătărie, îmi imaginezi ce? Toată lumea vine la 8:30-9 și atunci 200 ceva de persoane comandă. Da? Măcel! La început ne-a fost greu, am avut și recenzii proaste, dar acum îi dăm înainte. Da, și acum mă gândesc că n-ar avea cum să aibă recenzii proaste în locșorul ăsta la cât de bine arată. Foarte bine, stăm foarte bine pe recenzii, ne chinuim și, cum am zis, încercăm să facem lucrurile cât mai bine, să investim, să aducem cei nou, cât mai multe spectacole bune. Hai pe finalul discuției să-mi spui exact unde se află Teatrisul aici în Galați. Teatrisul se află exact în centru orașului, kilometru zero al acestui oraș, vis-a-vis Parcul Eminescu, care, da. Și că să puteți. Dar noi aici în Galați avem două puncte, centru și faleza. Teatris. Un loc frumos, 5 ani de când există. Mulți ani de acum încolo cu Teatrisul, cu locația asta superbă. M-aș bucura să văd la cât mai multe teatrisuri în Galați, poate și în Brăila, poate și în Constanța, mai multe, că deja ai făcut primul pas către Constanța, la Mamaia mai exact. Eu zic că nu e un lucru rău să mergeți și să deschideți locuri din astea frumoase de care românii să se bucure. Doamne ajută!
Doi oameni mișto, doi oameni care iată au reușit să facă o super atmosferă la 5 ani de Teatris aici în Galați. N-am lipsit nici noi. Cumva o petrecere tot de Crăciun, pentru că sunt în această perioadă foarte mișto anului, a sărbătorilor de Crăciun, de Revelion. Ne petrecem, suntem în vacanță și trebuie să profităm de timp liber. Rămâneți lângă noi, după pauza publicitară, mergem mai departe, vedem pe unde ne mai distrăm și ce petreceri de Crăciun mai prindeți. Almost seen the sun, wanna go to bed.